auzindu-l vorbind pe părintele Ilarion, mi-am adus aminte de două momente de răscruce din viața mea în mănăstire, când am fost numit stareț și la mănăstirea Cocoș în 2001. Părintele era plecat în concediu, era și luase două săptămâni libere și nu-l găseam. Și până la urmă am găsit un număr de telefon și l-am sunat în dorința să mă sfătuiască că eu nu vreiam acolo. Și am luat legătura cu dânsul și am spus, zic, părinte, uitați așa și așa. E ascultare? Zic, da. Păi dacă e ascultare, ce să mai vorbim? Scurt ce s-a încheiat. În 2007, fiind propus vicar la arhiepiscopie, nu vreiam, am mers de două ori, știu, la părintele, i-am spus, zic, așa, măi, părinte, dacă poți să scapi, bine ar fi. Am încercat, n-am putut, mă duc după vreo două săptămâni și spune, zic, nu pot, tot, ei, acceptă, că e o funcție administrativă, se poate da și demisie. Lucru care s-a și întâmplat după 2 ani și 3 luni de zile. Și fără să, iar momentul demisiei a fost ales tot de părintele. Am mers, m-am spovedit și m-a întrebat, cum merge treaba? Zic, tot așa. Vezi cum faci să scapi de acolo. Bine, au durat 4 luni să reușesc, dar într-adevăr, după ce mi-a spus lucrul acela, din săptămâna aceea au început niște probleme, așa, care au fost confirmate că trebuia să plec de acolo, adică, fără să-i mai spun ceva, doar m-am dus, m-am spovedit, m-am spus, stai, ce mai e acolo? Zic tot așa, vezi cum faci să pleci. Și acestea au fost lucrurile care părintele intervenea în viață fără să-i ceri, fără să te duci să-i milogezi sau să-i spui ceva. Nu, numai trebuia să fii atent să reții ce spune. Că de multe ori spunea o vorbă, plecam, stăteam și mă gândeam, măi, ce-am vrut să spună. Și nu dădeam seama după timp când se petrecea sau se întâmpla ceva. Nu vreau să exagerez cu nimic. Dar așa se întâmplau lucrurile cu părintele. Iar când te duceai cu mândrie sau ceva, era și momentul care te înțepa, cum a spus, ce mergi să te faci de râs. Mai spun o întâmplare cu o doamnă, mă spovedisem și mai vorbeam cu părintele. Și deodată auzim cioc-cioc, a dat poza o doamnă înăuntru, maica, dar v-am spus să nu intrați. Nu, vreau să vă las în pomenică. Așa, părintele n-a zis nimic, s-a uitat, a luat pomenicul și parcă știu ce că... Sunteți căsătorită? Da, părinte, sunt căsătorită. Cununată? Nu. Atunci sunteți o curpă. Și am zis, nu, părinte, e singurul bărbaș ăsta. Nu. Nu, cruce, sunteți mai rău decât om. Am zis, iarăși încă o dată așa. Dacă nu te cunun, nu ești căsătorită. Gata, am terminat. Și a plecat doamna de acolo. Și m-a surprins și pe mine poziția, dar era toate, știți cum o. Astea sunt injecții de trezire pe care le făcea pentru a trezi pe om. Era foarte... Am vă dat seama, veniste de-a pomenit și părintele Arsenie, a dat și buzna că se grămea. Și cred că nici nu se spovedea. Sper ca persoana respectivă să se fi trezit. Părinte Cezar.